Bună tuturor, eu sunt Cotin Intred și eu sunt să ne jucăm pe Crafter. Ați crezut că am uitat de jocul ăsta, nu? Dar nu, am lăsat să se facă ceva mai mult. Să adune mai multe resurse, să nu fie vreo problemă. Bun, 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 bun. Da. Uit mereu că nu-mi permite să dau click când activez roata. Colect. Oricum, jocul ăsta e perfect pentru 5-10 minute, mai ales că e și pe telefon. Șase, bun, bun, bun. Vreau asta, ok, și mai rămân. Am terminat toate scrie de la player, da, bun. Acum, ce vreau eu, vreau de la idol. L-am posta, bam, ok. Păi, cred că am craftat tot ce se putea. Nu. Așa se pare. Atunci să trec la următorul. Bun, l-am upgradat și pe ăsta. Bun, bun, bun. Ce boss avem? Cupidon! Dar chiar când este ziua îndrăgostiților? Nu mai știu. Nu știu. Bun, cum mi-a spart ecranul acolo. Bun, 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 nu mai e ceva, nu mai e nimic. Astea de unde le obțin? Nu, nu mai înțeleg cum upgradez chestiile astea. La chip. Nu, de aici. Pe atunci de ce îmi cer resurse de deșert să upgradez unele chestii? Se vede că s-a făcut update, asta pot să-mi dau și o seama, dar nu știu ce au făcut, de au dat peste cap rețetele de upgrade pentru item și de crafting în general, în principiu. Oricum, dacă vă place acest video, dați like, dacă nu e evident, dislike și dacă vă place ceea ce fac, abonați-vă și dați click pe clopoțel să fiți notificare de fiecare dată când postez un nou video sau fac live. Cum funcționează chestia asta? Serios acum. Patru-cinci, ce zici? Ok.
Mai explică și mie cum funcționează upgrade-urile astea, că chiar nu mai înțeleg. E bine, cam atât cu acest episod. Eu am fost Rocotrenetred și eu zic pa pa până data viitoare. Pa pa!